România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Emisiunea care urmează nu este despre un om sau despre doi în această speță, este despre un simptom, dacă vreți, despre o boală națională și despre capacitatea noastră de a îndoi lucrurile până la o limită. Mai știți ieri când ultimul nostru ascultător a intrat în direct și mi-a spus că atunci când vorbești despre poție, spunea el, în România nu trebuie să te gândești că cineva îți ia portofelul din buzunar, ci la acea capacitate a noastră de a ne descurca, de a face mici încălcări ale legii, ale moralei și ale spațiului comun în care trăim. Adică modul acesta în care ne descurcăm noi în România. Și am spus, domnule, nu e așa, că eu sunt optimist, că România se mai schimbă, că România se repară, că avem exemple bune în ultima vreme. Doar că azi guvernatorul BNR a dat peste cap cumva această credință. Știrea zilei de astăzi este că Viorica Dăncilă a fost numită consultant, da, consultant într-un departament al BNR, a dat și un fel de interviu pentru chestiunea asta. Ea va face parte din aceste departamente din corpul consultanților, spune, asta e o informație care a venit acum, da? Spune domnul Adrian Vasilescu pentru Hot News, va face parte din aceste 5 departamente care pregătesc trecerea la euro și care lucrează în săptămânile următoare la constituire, adică încă nu s-au angajat toți oamenii acolo. Uitați, de exemplu, zice domnul Vasilescu că lângă doamna Dăncilă o să vină foarte curând și domnul Ioan Mircea Pașcu, fost vicepreședinte al Parlamentului European. Va fi nevoie de contacte directe și permanente cu Parlamentul European, cu Comisia Europeană și cabinete din zona euro. Pentru aceste întâlniri, BNR a organizat 5 departamente. Și mai spune domnul Vasilescu că asta e cea mai amplă declarație și trebuie să știți lucrurile astea. Doamna Dăncilă a fost parlamentar, are blazon de fost premier, a avut relații speciale cu ecologiștii din Parlamentul European. Iată, asta o recomandă pe doamna Dăncilă, asta ne spune în momentul acesta BNR. Bun. Aici îl va sfătui doamna Dăncilă pe domnul Isărescu. Știrea a fost difuzată inițial de Antena 3, confirmată la presiunile presei de către biroul de presă al BNR și asta ne-a dus-o din nou în vizor pe doamna Dăncilă. După ce a pierdut alegerile prezidențiale, ea nu a mai fost trecută pe listele parlamentare de către propriul partid, nu a mai ocupat funcții publice, dar să reținem că în perioada în care a fost premier, ea a blocat o inițiativă legislativă a PSD care ar fi putut duce la schimbarea statutului BNR și s-a luptat și ca Liviu Dragnea să nu-l schimbe de acolo pe Muguri Sărescu. Cum s-ar zice, doamna Dăncilă nu a fost destul de bună ca să fie parlamentar al propriului partid, dar poate fi consultant într-o funcție mult mai complexă și a cărei specificitate îi depășește pe mulți dintre noi. Pentru cine nu-și mai amintește, domnia sa a fost șeful unui guvern care a fost controlat de Liviu Dragnea mai toate formele sale. Doamna Dăncilă și echipa sa au contribuit la mai multe proiecte de legi care au modificat o parte din legile justiției, a mutat ambasada României în Israel la Ierusalim într-un scandal diplomatic uriaș, dar a și fost parte din corul anti-european al PSD Dragnea. E adevărat, în istoria sa nu a semnat doamna Dăncilă ordonanțele pe justiție pe care le aștepta Liviu Dragnea. Și tot ea, vă spuneam, a blocat acel proiect de modificare a statutului BNR. Până la urmă, doamna Dăncilă a fost votată pentru președinția României de 3 milioane de persoane, nu? Chiar mai bine, 3.300.000. Poate așa a gândit și domnul Isărescu. Cineva care ia credit de la 3 milioane de români poate fi și consultant. Interesant este însă, așa din punctul meu de vedere, că acest cântar pe care l-a folosit BNR nu a funcționat decât la stat, căci din mediul privat nu am văzut interes. În mod tradițional, marile companii ale lumii sunt
interesate de cei care au avut funcții înalte și pentru experiența lor îi plătesc mult și foarte mult. Doamna Dăncilă nu lucrează pentru companii private. Și aici mie îmi face impresia că suntem în fața unui fenomen des întâlnit la statul român. Funcția publică e pe viață, iar cadrele trebuie recuperate. Ce l-o fi determinat pe domnul Isărescu să facă asta la final de carieră? Stau să mă întreb acum. 0372069599. Repet numărul de telefon și pentru cei care vor să ne sune întâia dată. 0372069599. Ce înțelegeți, oameni buni, din decizia denumirea Vioricăi Dăncilă? Ce mesaj ne transmite guvernatorul BNR cu această funcție, cu această numire? Și, până la urmă, ce o recomandă pe doamna Dăncilă pentru această funcție? Este activitatea sa politică îndeajuns și necesară pentru funcția asta foarte specifică? Vă rog să căutați argumente pro și contra. Vă invit și pe cei care ați votat-o pe doamna Dăncilă la alegerile prezidențiale, pentru că sunt mulți, 3 milioane și vreo 400 de mii de oameni. Haideți să vedem cum se descurcă statul român din punctul ăsta de vedere. Dan, și să nu uit, mă uit și pe mesajele voastre pe Facebook, încerc să arunc un ochi și acolo să văd ce scrieți. Dan, bine ai venit la România în direct. Bine v-am găsit, bună ziua. În mare, ai expus exact ceea ce vreau să spun și eu. Este o meteahnă a statului român, care, și Mugur Isărescu ne dovedește că nu vom scăpa curând de așa ceva, ca mulți politicieni retrași pe linie moartă de către partidele proprii să primească în instituțiile publice, pe bani publici, funcții foarte bine plătite și foarte lejere, ca să spun așa. Pentru că pe doamna Dăncilă în această funcție nu văd ce ar putea să o recomande, nici măcar faptul că a fost europarlamentar, pentru că atunci când a fost prim-ministru, politica României și parlamentară și a executivului a fost anti-europeană. Deci nu cred că ar fi bine văzută în exterior. Aha. Dar trebuia să primească o sinecură. De ce? Adică și e un semnal și pentru ceilalți, fiți băieți cu minți, că de foame nu o să muriți. Cum descrie că trebuia să primească? Adică de ce să facă domnul Isărescu asta? Pentru ce? Că nu. Unde? Care e avantajul? Doamna Dăncilă nu este singurul politician care a aterizat pe linie politică la BNR. Adică dacă stăm și săpăm, cred că sunt o mulțime de politicieni care nu sunt mari economiști, mari finanțiști, care să îi recomande să lucreze în BNR. Și probabil Mugur Isărescu a vrut să o și răsplătească pentru susținerea primită din partea dumneaei împotriva lui Liviu Dragnea. Dar nu văd niciun înalt om, sau un mare om de afaceri, că sunt politicieni care au firme și astea, să-și răsplătească colegii angajându-i la firmele proprii. Nu. Toți aterizează numai în funcții publice. Și statul român cheltuie bani grei din taxele și impozitele plătite de către cetățeni pentru întreținerea a fel de fel de instituții fantomă, a fel de fel de posturi, fără niciun rost, fără a aduce ceva. Uite, câștig. Îți citesc explicația BNR-ului încă o dată, cea mai amplă explicație dată de domnul Vasilescu. Îl știi pe domnul Vasilescu? Da, sigur. Consilierul domnului Isărescu de o viață. Da, da. A fost mereu acolo. Doamna Dăncilă a fost parlamentar. Da? Ok. O fi învățat ceva acolo, nu? Are blazon de fost premier, a avut relații speciale cu ecologiștii din Parlamentul European. A, poate să bizuie pe ceva oamenii ăștia. Orice om care stă într-un loc învață câte ceva, nu? Adică, crezi că poate să facă mai mult rău decât bine? Nu va face mai mult rău pentru că nu va face nimic. Deci vor fi alți funcționari în spate care cunosc cât de cât domeniul și vor face munca și rapoartele ce vor trebui făcute. Dar ce o recomandă cu adevărat, normal, BNR-ul nu era să spună, știți, avem de plătit niște restanțe, niște polițe și trebuie să o angajăm. O recomandă ce a făcut efectiv pentru ecologia
pentru mediul român cât a fost premier, deși ar fi putut să facă multe lucruri, da? Și n-a făcut absolut nimic și acum, dintr-o dată, ne pricepem foarte tare la mediu. Nu, nu. Deci este foarte clar, este o răsplată pentru diverse lucruri pe care nu le cunoaștem în detaliu. Da, interesant. Mulțumesc, Dan. Unele dintre ele le vedem, nu trebuie să le cunoaștem. Unele dintre ele sunt clare. Doamna Dăncilă s-a opus schimbării domnului Muguri Sărescu din fruntea BNR, așa cum și-a dorit la un moment dat gruparea Dragnea. Liviu, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Ce pot să vă spun? Mi s-a ridicat pulsul la 500 când am auzit știrea. De ce? De ce? Domnul Isărescu a făcut destule lucruri bune ca și profesionist. Dar îmi demonstrează că a ajuns o curvă politică ca domnul Tăricianu. Stai un pic, nu vorbim așa aici. Adică de ce să facem chestiunea asta? Ce? Nici măcar expresia asta... Hai să nu folosim aici. Uite, ne cerem scuze hai să facem o discuție legată de argumente. Mi-e foarte ușor să arunc cu invective către oameni, dar nu o fac, pentru că în momentul ăsta ne ascultă sute de mii. Or, eu nu vreau ca viața noastră în România să fie marcată de chestiunile astea. Cred că avem destule lucruri la îndemână să le discutăm. Aveți perfectă dreptate și îmi pare rău pentru termen, dar în lumea oamenilor de jos, de rând, așa se vede. Nu scăpăm de politică de 30 de ani, aceiași oameni, aceeași meteagnă de a pune oameni care și-au pierdut funcțiile în Parlament, în Guvernul României, să-i punem la locul lor. Dar ce rău poate să facă prezența doamnei Dăncilă acolo? Nu poate să facă niciun rău. Nu pot să facă, în primul rând, bine. Pentru că a avut ocazia să facă bine și n-a făcut. Ca să mergi, să fii totul unealtă în mâna altcuiva, mai bine să te acasă. Domnule, totuși, 3.400.000 de oameni au avut încredere în femeia asta. Alo? Da, nu ne mai auzim? Acum da. Spuneam așa, 3.400.000 de oameni au avut încredere în doamna aceasta. Uite că a mai avut unul, domnul Isărescu. De Pomeneșcu. Domnul Stirbea, îmi pare rău să vă spun, voturile sunt așa cum sunt. Da? și votează toți. Nu contează pe cine votează. Și Partidul Aur a luat votul și a intrat în Parlament. Corect. Toată lumea intră în Parlament. Mulțumesc tare mult, Liviu. Din păcate n-am avut cea mai bună legătură. Știți de ce pentru foarte multă lume este dureroasă această numire? Pentru că ea vine să ne arate că, domnule, nu ne-am înșelat asupra unor situații din România. Faptul că doamna Dăncilă a fost premier nu este, cum să zic, decât un punct de foarte jos al politicii românești. Știu că foarte multă lume a votat-o, dar enorm de multă lume a avut întrebări legate de capacitatea domniei sale de a duce această funcție și de lucrurile care o recomandau. Și foarte multă lume a văzut-o doar ca o marionetă a lui Liviu Dragnea. E adevărat că doamna Dăncilă a progresat, a învățat pe durata mandatului și a îmbunătățit atitudinea, dar nu este tipul de numire pe care cred eu că majoritatea oamenilor a așteptat. Dimpotrivă, a fost o numire împotriva gândurilor de mai bine ale nației astea. Și uite, am să vă pun o întrebare acum și poate o să ne ajute printre cei care sună în momentul acesta. Băi, oameni buni, aș vrea să știu în felul următor. Când te angajezi într-o bancă din România, într-o bancă oarecare, nu Banca Națională, care sunt procedurile de intrare într-o bancă? Adică ce trebuie să știi? Ce legi trebuie să știi? Ce facultate să fi făcut? Cum arată examenul acolo? Aș vrea să știu chestiunea asta pentru a mă lămuri asupra unei capacități profesionale. Vlad, cum primești mesajul guvernatorului BNR? Ce-ți spune ție? Cătălin, eu am să aleg să vorbesc despre o altă Românie, sincer. Și am să aleg să vorbesc despre România în care chestorul de poliție, Marian Matei, pe care am avut onoarea să-l cunosc personal, este șeful poliției române.
este acolo 99% datorită faptului că este cel mai bun în domeniul lui. Copilul meu a venit ieri acasă să-mi spună că l-a aplaudat clasa pentru că a fost singurul care a rezolvat o problemă. Iar diseară când mă voi duce acasă, îl voi lua în brațe și îi voi spune: tati, se poate și așa. Și aleg să vorbesc despre această Românie în care, mai cum ești tu, că tu ești totdeauna cel care speră. Care sper că dacă un om a ajuns acolo doar prin propriile puteri și doar faptul că a fost cel mai bun și este cel mai bun, se poate și așa. Și am să-și cer scuze că n-am să vorbesc deloc despre doamna Vasilica Viorica Dăncilă sau despre România în care această doamnă este la BNR, despre România în care domnul Iordache este președinte la Consiliul Legislativ și altceva. Și să sper că se poate și altfel. Se poate și altfel. Și eu știu că generația ta acceptă și vrea aceste schimbări. Ăsta e mesajul dinspre voi pe care Mugur Isărescu nu l-a înțeles. Nu l-a înțeles că în România încep și trebuie să se schimbe niște lucruri. Și domnul Isărescu a ales că la finalul carierei sale, că o să vină și finalul, în, știu eu, într-un timp rezonabil, nu? Să facă acest lucru, da? Acest lucru care ține de mai curând de 1990 decât de 2021. Exact de 1990. Suntem acolo, dar probabil e și o chestie de alegere. Adică alegem să... Și eu, când am auzit această știre, efectiv mi-a dispărut cheful de muncă pe ziua de aia și gândeam la ce motivație mai am sau cum îmi motivez copilul. Și repet, a venit cealaltă în care mi-a crescut inima. Eu nu lucrez în Ministerul de Interne. Am... Printr-un concurs de împrejurări am lucrat la un moment dat cu domnul Marian Matei. L-am cunoscut și profesional și uman. Și de asta spun că se poate și altfel. Și se poate, ok, trebuie să fii cel mai bun la un moment dat ca să nu aibă poate ce să-ți facă. Dar se poate. Chiar dacă este greu, probabil se poate așa, se va mai schimba ceva. Și în momentul în care copilul meu, care are 11 ani acum, eu îmi setasem pentru copilul meu să plece din țară încă de la începutul liceului. Poate mi se mărește acel termen și poate îmi setez să plece la facultate și poate nu va fi nevoie să plece nici la facultate din țară, pentru că se vor aranja la un moment dat lucrurile. Dacă în politica din România mai vine cu 2-3 decizii din astea, copilul tău va pleca singur. Aia este marea problemă a acestei țări. Pentru că mă uit aici, copilul doamnei Dăncilă nu s-a gândit vreodată să plece din România. Știi ce funcție are copilul doamnei Dăncilă? Are funcție aici, stai aici. Are funcție tot pe la BNR, dacă nu mă înșel. Aia nu cred că la BNR, la Curtea de Conturi. Acolo nu s-a pus problema. Știi de ce nu s-a pus vreodată problema? Nu s-a pus problema pentru că oricum funcția venea. Asta e. Nu știu dacă omul acela are capacitate, dar putea să încerce în altă parte, da? Știu doar că a stat într-o tribună oficială, într-o lojă oficială, într-un moment în care, sigur, nu știu ce îl recomanda pentru loja aceea oficială, da? Asta e o poveste pe care trebuie să le spunem copiilor noștri. Nu știu ce a vrut domnul Isărescu să ne spună cu asta. Știi de cine mi-a adus aminte? Mi-a adus aminte de Ion Iliescu, știi? Că Ion Iliescu la final de mandat îi răsplătea. Ții minte când l-a scos din închisoare pe Miron Cosma? A trebuit să-l bage înapoi la presiunile... Dar i-a mulțumit la un moment dat public pentru că a venit și a bătut intelectualii din București. Dar, na, ce să facem? Ce să facem? Da, vezi? Aici a intervenit spiritul nostru de bătrâni. Mergem la vot. Am mers la vot, Cătălin, cu o cârbă, din păcate, umplită. Mergem și la vot și azi îi spunem domnului Isărescu: domnule, nu ne-a plăcut chestiunea asta. Vino dumneata și justifică chestiunea asta. L-ai trimis pe domnul Vasilescu, am înțeles. Vino și spune-ne tu, de la înălțimea probității tale profesionale, pentru că domnul Isărescu ne-a ținut bine, așa, economic, și a dat dovadă de profesionalism ani de zile și nu a jucat toate năstrușniciile politice pe care i le-au cerut unii sau alții și a văzut de drumul lui și deodată vine și răstoarnă copaia, știi cum se zice la noi. Da, în fine. Vlad, ce facem? Vorbim. Asta e lucru. Ne ducem acasă și le spunem copiilor noștri că astăzi în România s-a mai întâmplat un lucru care nu ne-a plăcut. Da, e important să nu le spunem doar acest lucru, că să le spunem că se și poate, tată. Se poate la un moment dat. Da. La un moment dat, nu uita, mulțumesc tare mult, Vlad, nu uita că săptămâna trecută am vorbit de niște concursuri la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care, acolo unde s-a și putut. Da? Adică, păi, pas cu pas o face lumină și în țara asta, zic eu. Mihai, salutare, bine ai venit la România în direct. Bine v-am găsit.
Da. Ce mesaj primește astăzi de la domnul Mugurisărescu? În primul rând, trebuie să ne aducem aminte că România, imediat după 90, a devenit un stat capturat de, mă rog, foștii lucrători, actualii lucrători din serviciile secrete, că au fost Securitatea, apoi SRI și așa mai departe. Este, mă rog, de SIE, DIE și așa mai departe. Lucrul ăsta s-a perpetuat până în prezent și motiv, unul, zic eu, principalul motiv pentru care lucrurile merg prost în această țară este faptul că acești oameni au rămas la butoane, sunt oameni cu o mentalitate învechită, de fapt acum nici măcar nu mai sunt ei, ci sunt copiii lor. Din păcate și domnul Izărescu vine din zona de DIE a acestui stat paralel. Cu privire la performanțele domnului Izărescu pe plan profesional, România are una din cele mai mari inflații din Europa, în condițiile în care BNR întotdeauna s-a laudat, ea țintește inflația. Și facem, da, facem o discuție separată, dar știi de ce avem acum inflație? Pentru că după toate prostiile guvernelor PSD, inclusiv doamna Dăncilă, că am uitat de asta. Deci inclusiv am uitat de asta. Ții minte că toate guvernele PSD au dat cu bani nejustificați în populație. E, după nenorocirea de atunci, financiar vorbind, astăzi noi avem niște facturi de plătit ca toate guvernele lumii. Și acum inflația sigur că a apărut și ca urmare a faptului că suntem într-o criză. Sunt mai multe motive acolo. Așa a ales statul român să financeze nenorocirea pe care o trăim acum. Ce să facem? Bine, toate statele finanțează în felul ăsta, dar sunt mai multe instrumente pe care, sigur, o politică activă a unei bănci naționale ar fi putut să le folosească pentru a preveni, pentru a scădea această inflație, care în condițiile unei creșteri accelerate a prețurilor la toate produsele pe care o vedem acum în perioada de pandemie, afectează foarte grav pe toată lumea. Okay. Mă rog. Și acum a chemat-o pe doamna Dăncilă să lucreze la chestiunile, da, astea. Este, din punctul meu de vedere, BNR-ul un refugiu pentru foarte mulți dinozauri politici, începând chiar cu faimosul, mă rog, nu neapărat că dumnealui este un dinozaur politic, începând chiar cu purtătorul de cuvânt și cu multe alte persoane. Ei întotdeauna, Bancul BNR a spus că au buget separat și că nu sunt finanțați de la bugetul de stat. Mă rog, aici e o întreagă discuție, însă e pur și simplu un mesaj care aruncă, este o palmă dată oamenilor care vor schimbarea, oamenilor tineri din România, care le spune, uite măi, degeaba vă agitați, degeaba încercați să votați altceva, pentru că toți noi suntem la butoane, facem ce vrem și nu ne pasă. Atâta timp cât această generație tânără nu va ieși la vot plecând din fața ecranului cu jocuri pe calculator sau gândindu-se doar cum să-și găsească un job mai bun afară, nu avem absolut nicio șansă. Pentru că este singura modalitate trezirea acestei clase a tinerilor, care sunt destul de blazați, din păcate, și au alte preocupări, încercarea aceasta de a veni la vot ca să se schimbe cu adevărat ceva. Altă șansă nu cred că avem. Iar mesajul, încă o dată, este pur și simplu o palmă. E o sfidare, de fapt. Despre asta vorbim. E o sfidare. Da. Cum au fost și multe alte mesaje pe care le-am primit de la diverse rude, persoane ale persoanelor politice și așa mai departe, care au ajuns în funcții foarte bine plătite din banii noștri, banii noștri de taxe și impozite. Avem o listă, avem o listă. Așa e, îți mulțumesc tare mult. Avem o listă tare grea acolo. Adică România în situația asta a funcționat fix cum te așteptai să funcționeze. Despre asta e vorba. Dar măcar 3.400.000 de oameni cred că s-a făcut dreptate până la urmă, domnule. Silviu, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, domnul Cătălin. Încep cu o întrebare legat de ce a spus ultimul interlocutor de ieri. Până la urmă va schimba părerea despre țara asta? Nu. Că pe mine m-a auzit pe suflet faptul ce a spus domnul și crede-mă că
cred că i-ar sta bine ca un coleg de-al tău acolo, știi, adică parcurs lucrurilor pe să noi. Vină cineva să spună asta, păi da, și voi ce reprezentați? Ia fi atent. Da, de ce să cred eu că... Exact vârsta aia care spunea antevorbitorul nostru de ieri, adică anul ăsta fac 40 de ani. Așa. Cum a zis și... Deci credem că când a spus chestia asta ieri, eram pe centrala capitală, stăteam într-un mare coadă, știi? Așa. Chiar mi s-au prins beculețele. Zic, bă, cred că asta e soluția de a răzbate țara asta. Fiadă. La 41 pleci, cu totul. E târziu, așa, după părerea mea, la 41. M-am gândit să știi că... Da, deși viața începe la 40. Fii atent, am stat să mă gândesc ieri după ce am vorbit cu omul ăla și ai văzut că astăzi și așa am început emisiunea cu gândul la el. Da, da, da. Dar de ce am stat să mă gândesc? Pentru că mi-am dat seama de alt lucru. Uită-te lângă tine, Silviu, la prietenii tăi, la soția ta, la părinții tăi, la oamenii pe care îi cunoști și cu care te înconjori. Sunt ei oameni buni și corecți? Așa este, da. Una din... Bine, am avut șanse să plec în afară. De fapt, hai să scurtez repede, că nu dată nu asta e tema emisiunii. Am vrut să plec în afară, n-am făcut când a trebuit, acum, sincer, mi-e greu să o fac, asta e adevărat. Acum am vrut să fac așa un pic de pasile de rest. Legat de tema de astăzi, că bănesc vor să mai intre și alte persoane. Aici, din punctul meu de vedere, s-au spălat niște polițe. Adică, doamna Dăncilă l-a ajutat pe domnul Iserescu să iasă din nou guvernator, iar domnul Iserescu i-a întors favorul. Întrebarea în felul următor. Oamenii ăștia, gen domnul Iserescu, domnul Vasilescu, ei când ies la pensie? Uite, o întrebare bună. Nu știu să-ți răspund. Adică, când o să începem și noi ăștia tineri? Că fac 40 de ani anul ăsta. Dar mai țin în 10 ani deja, zic, frate, nici copiii mei n-o să ducă bine în țara asta. Că există un guvernator, mă rog, în Statele Unite, domnul Greenspan, care tot așa a stat ani și ani și ani de zile. Și experiența lui a fost foarte bună și utilă la un moment dat. Acum, noi zice de vârstă, că nu e o chestiune de vârstă, e o chestiune de experiență, dar pare să fie și una de, cum să zic... O alt fel de înțelegere a României. Și e bună întrebarea ta. Scuză-mă, din păcate, pentru eu în domnul Iserescu, nu știu, vedeam un tip, mă rog, au fost niște scandaluri cu presă, că a fost colaborator, că n-a fost, mă rog, să zic, vedeam un om integru. Din păcate, cu această numire, crede-mă că am mai pus acolo o bilă spre a fugit în țara asta. Îmi pare rău să zic lucrul acesta. Știi? Da, îmi pare rău. Hai să lămuresc. Mulțumesc tare mult, Silviu. Drum bun. Mulțumesc pentru mesaj. Domnul Iserescu a contestat în justiție, sau, mă rog, e procesul acela în justiție, care stabilește calitatea de colaborator al securității. Procesul este acum mutat către Curtea Constituțională, unde echipa de avocați a domnului Iserescu a contestat câteva chestiuni procedurale, deci nu avem o hotărâre în privința domniei sale din acest punct de vedere. Ștefan, ești la România în direct. Cum primește această veste a zilei? Viorica Dăncilă, consultant la BNR, în chestiuni de strategie de sustenabilitate și energie verde. Bună ziua! Bună ziua, Cătălin, și tuturor ascultătorilor! Știți cum o primesc? Aș răspunde cu un oftat. Un oftat greu, pentru că, din punctul meu de vedere, este foarte greu de, nu doar de digerat, ci și de abordat un asemenea subiect, pentru că el a ajuns să sfideze niște limite. Dacă vreți, m-aș opri la o singură limită, la limita bunului simț. Și acum mă întorc puțin la o întrebare pe care ne-a adresat-o mai devreme, și anume dacă această numire a doamnei Dăncilă face vreun rău. Și spre supoarea mea au fost interlocutori care au răspuns că nu poate face rău. Acolo, la locul de muncă. N-are ce să strice în sensul ăsta. Ideea este în felul următor. Face foarte mult rău. Din ce punct de vedere? Odată, pentru că eu, contribuabilul, plătesc un om care nu face nimic. Și mai mult de atât, și cred că răul principal pe care prezența doamnei Dăncilă îl face acolo, este faptul că prezența dânsei exclude prezența unui om cu adevărat capabil în acest post, care poate aduce un plus valoare. Bravo!
Bravo. Deci ăsta asta cred că este răul cel mai mare pe care prezenta doamnei Dăncilă îl poate face acolo. Acum, în loc să vină un tânăr din tânăr, un om, că nu tinerețea aici e relevantă, ci un om care chiar asta face. Un om capabil, indiferent de vârstă. Nu vreau să ne raportăm la o vârstă sau alta. Ne raportăm doar la pregătirea acelui om care nu poate accede către postul respectiv. Și nu, dacă extrapolăm puțin, gândiți-vă că la nivelul țării se întâmplă lucrul acesta începând de la cea mai puțin importantă instituție așa până e la Parlamentul României. Știi da? Ce mă gândesc acum? Dacă în lumea asta pe care noi o cunoaștem atât de puțin, pentru că nu am trăit între ei, dom'le, dacă există o rețea de Viorica Dăncilă prin toate instituțiile astea și doamna Dăncilă chiar are niște butoane de telefon pe care să apese. Niște oameni cu care se știe la Bruxelles, niște europarlamentari, niște promovări și la ceilalți, pe același calapod. Adică... Așa este. Deși, acum, dumneavoastră ați lansat-o ca pe o ipoteză, din păcate, râsul dumneavoastră trădează. Fii atent, în România sigur există o rețea din asta. Deci dacă vrei să folosești rețeaua din România, e plină țara. Dar aici mă gândeam, băi, poate și la alții. Dar așa mulțumesc este pentru răspunsul tău extraordinar. Mai o idee. Aș vrea să mai spun o idee care este... dați-mi voie, vă rog, încă câteva secunde. Antevorbitorul meu a adus vorba de plecatul din țară. Să știți că la un moment dat a spus că a fost și în afară plecat și că îl bate gândul să plece la 41 de ani. Să știți că a fi plecat, eu am fost plecat, a fi plecat în afară, din punctul meu de vedere, nu se raportează doar la plecatul în afara granițelor fizice ale unei țări. Când ești plecat în afară, pleci în afara arealului sufletului tău, dacă vreți. În afara, identității tale ca om, ca neam. Și pentru mine, personal, lucrul ăsta a însemnat durere multă. Ceea ce putem noi, ceea ce am putea face... Noi este să ne dăm seama că acești copii au nevoie de o identitate. Haideți să nu mai condamnăm tinerii, că tinerii au alte preocupări. Cătălin, care sunt reperele acestor tineri ai noștri? Din păcate, care după decizia de azi... la care ei se pot raporta și care ar putea fi modelele lor? Păi ăsta e, îți mulțumesc mult. Păi asta le-a dat astăzi domnul Isărescu, nu? Despre asta e vorba. Păi la ce să se raporteze? Când vede cineva de 25-30 de ani care e la început de carieră și vrea să meargă în sus o astfel de numire, stă și se gândește, zice, băi, ce-i fi căutând eu aici? De unde să-și ia el reper? Dacă în fiecare zi țara asta are câte un exemplu cum îl descria ieri Ciprian și eu să continui să cred, băi, dar sunt și fapte bune. Nu, dar astea sar în ochi. Hai să auzim pe Dana. Salut, bine ai venit la România în direct. Alo? Salutare, Dana. Alo, bună ziua, mulțumesc, mă bucur că am reușit să intru în direct. Da, știu, în 2009 am dat un examen la Banca Națională pentru ocuparea unui post care era publicat pe site-ul Băncii Naționale și vreau să spun pe scurt că sunt câteva probe. Una este de limbă română, de limbă engleză și, evident, probe tehnice de parte economică, matematică. Stai o secundă, de limbă engleză? Atunci cu succes. De limbă engleză, ai zis? Lăsăm la de limbă engleză, dar vreau să aș vrea să o aud pe doamna despre care vorbim, trecând de proba de limbă română, care e foarte interesantă și scurtă, și aș vrea ca să fim cât de cât convinși că se încadrează acolo, că folosește limba română corect, că folosește când trebuie datorită și din cauza, că știe să ce înseamnă fortuit, minim, maxim, minimum, maximum, în fine, să nu mai spunem de... Deci chiar ai probă de limbă... obișnuitele acorduri. Cum e o probă de limbă română acolo? Adică ce, gramatică? Da, e o probă de limbă română. Tare. Și se dă un text în care sunt introduse în mod, atunci când am fost dat eu în 2009, în care sunt în mod intenționat introduse greșeli, textul este sub forma unui comunicat de presă, pe care Banca Națională îl folosește înaintea unui raport, cum ar fi cel de conformitate sau, în fine. Tu trebuie să le corectezi. Crezi? Contratimp. Așa din ce care mai... n-aș crede, măcar aici, să ne ajungem la partea economică, tehnică,
să nu spunem de indicator, dar la partea macroeconomică pe care orice europarlamentar ar trebui să o cunoască. Da. Asta, atâta. Mulțumesc. Atât am vrut să spun. Aș vrea să văd că trece de partea asta. Ah, și eu aș vrea să văd. Mulțumesc tare mult, Dana. Așteptam telefonul acesta. Știu că examenele acolo sunt dintre cele mai grele. Aici a fost pe bază de interviu. Bogdan, salutare, ești la România în direct. Mulțumesc pentru răbdare. Salutare. Inițial am vrut să fac o glumă pe tot subiectul, dar este prea dureros și prea șocant ce se întâmplă în România. Încă o dată vedem că degeaba în instituțiile statului se intră doar pe, nu pe pile, este mult spus pile. Te-am servit, mă servești. M-ai servit, te servesc. Este clar că este o recompensă a doamnei Vasilica primită de la domnul guvernator. Până la urmă, pentru că a fost solidară. A fost solidară cu el când a fost nevoie. Și asta este recompensa. Astea sunt instituțiile statului. E fost prim-ministru până la urmă. E un om votat de 3 milioane 400 de. Nu cred în votul a 3 milioane de oameni că au votat pe Viorica Vasilica. Au votat PSD. N-au votat nici de cum Viorica Vasilica Dăncilă. Da. Da. E adevărat, să fim realiști. E adevărat că nici partidul ei n-a numit-o mai departe. Nu au vrut. Nu au vrut. Este un partid, nu știu, eu partidele din România le bag în aceeași oală absolut toate partidele. Ați văzut, a apărut un partid nou, a intrat în guvern. L-ați mai auzit de atunci? Pe cine? Nu la l-ați cine, mai auzit. La cine te referi? Mă refer la AUR. Dar nu e în guvern, e în Parlament. Este în Parlament, are senatori, are... Păi cum? L-ați mai auzit pe domnul de la AUR zicând ceva? Nu. Păi cum nu l-am? E toată România. Ziua la televizor cetățeanul de la AUR. Da, mă. Nu știu ce să zic. Dați așa seara, dați la întâmplare pe niște canale de știri și mergeți așa, luați-le pe toate 6, 5, 6 câte sunt, că sigur dați de cineva de la AUR. Da. Păcat că am ajuns din nou să o vedem pe Viorica Vasilica. Nu cumva asta spune mai mult despre domnul Isărescu și despre sistemul în care trăim decât despre domnia sa? Decât despre doamna Dăncilă? Că credeți? Că mie asta îmi face impresia. Pentru mine acesta e mesajul pe care l-am primit astăzi. Nu că doamna Dăncilă e răzbătătoare. Cine știe, o fi având și calități, în mod evident că trebuie să ai și niște calități. N-a intrat acolo pentru calități. Deci trebuie să fim foarte absurd să zicem că a intrat pentru calitățile ei. Calitățile care? Cum a zis și doamna de mai devreme. Ar vrea să o vadă să dea examen. Ferească Dumnezeu. Nu cred că ia 4 puncte la examenul respectiv. Deci, să fim conștienți că la stat se intră doar pe recompense. Avem treabă, cum s-ar spune. Avem de schimbat niște lucruri. Da. Bogdan, pentru că l-a susținut pe Isărescu și uitați recompensa. Da? Aștept, îți mulțumesc tare mult. Aștept să vină domnul Isărescu să ne explice mai mult, să înțelegem și noi, dar mai ales să înțeleagă mai tinerele generații. Nu sunt un om absurd, cred. Cred că sunt echilibrat. Cred că doamna Dăncilă are destule contacte, relații, înțelegerea a spațiului respectiv. Dar în politică și în administrație lucrez și cu percepții. Iar percepția publicului e cea pe care ați văzut-o. Era atât de important pentru BNR și pentru România ca aceste lucruri să se rezolve? Nu știu. Aici un semn de întrebare la care domnul Isărescu trebuie să mediteze. Din păcate, o generație întreagă va înțelege iarăși că e vorba de politizare, de pile, de servicii reciproce și mai puțin de competență. Rezolvați-o pe asta, domnule Isărescu, că dumneavoastră ați creat-o, iar lumea știe despre dumneavoastră că sunteți un om foarte competent. România în direct se încheie aici, eu sunt Cătălin Striblea, vă doresc spor la treabă, că noi chiar avem treabă, avem o țară de schimbat.
Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.